Astăzi o să ne jucăm Project Playtime pentru că cei reali, abonații mei reali deja știu că eu am făcut un short cu Poppy Playtime și cu Incineration Level și chestii și astăzi o să încercăm să intrăm pe o hartă cu Incineration Level. Am încercat deja și n-a ieșit, din păcate. Bine v-am regăsit la un nou episod din Project Playtime și astăzi v-am zis deja ce o să facem. Este foarte târziu când filmez, de asta o să vorbesc puțin mai aproape de microfon, pentru că așa se filmează. S-a băgat un screening room sau ceva de genul. Hai să vedem primul VHS, pentru că vreau să-l vedem. S-ar putea să găsim secrete și chestii. I'm called the doctor. Ok, the doctor. When I look at this company we've built, I do not feel proud. Declining profits, failed experiments, people are constantly seeing things they shouldn't. How is that anything less than complete failure on our part? It's pathetic. Now we're understaffed, safety protocols are being abandoned, workplace incidents are common. We can't avoid this. Despre ce vorbești? Destul de random. Eu nu mă prea pricep foarte bine la Poppy Playtime. Doar m-am jucat jocurile și atât. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Oh, fuck. Giant toys. What the fuck? We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people. Primesc și mesaje ca în orice alt videoclip, pentru că voi îmi scrieți comentarii și chestii, deci trebuie să o obișnuiți. Mai avem un VHS, dar mai întâi vreau să intrăm într-un match, pentru că match-ul e mai important, clar, să vedem harta. Și o să încercăm totuși, nu știu dacă o să-mi iasă, din păcate, dar... We will try. Oh my god, sunt monstru, cred. Care o fi cel mai bun? O să-l ia pe Huggy, pentru că toată lumea iubește pe Huggy, ok? Sunt monstru, am intrat într-un alt joc. Oh my fucking god, de prima dată când joc ca și monstru și habar n-am ce trebuie să fac. O să pun unde ăsta, o să pun unde ăla. Dacă apăs G, chestii, trestii. Bă, dar ăștia pe unde sunt? Sunt prea înalt. N-o să vorbesc foarte tare că mă concentrez. I-am dat? Nu, la... What? Ce am făcut? Cum îl iau? Și unde îl duc? Sau... What? Ah! Cred că a murit. Sper că a murit. Ia-o și pe tine. Te-am luat și pe tine. What the fuck? Oh, mi-a dat o super putere din greșeală. Cred că am omorât doi. Mai sunt destul de mulți. Dude, nu mă vezi? Oare se joacă copii jocul ăsta? Sau? Trebuie doar să dai click. E destul de simplu, știi? Dacă ia și auzi mai bine, uite-l. Da, eu sunt mult mai overpowered, că e... That's not fair. Ok, cred că l-am luat și pe ăsta. Hai. Unde mai sunteți? Nu-i aud foarte bine, știți? Sunt foarte confuz, aud foarte mulți pași. Și au dat revive între ei, ăștia știu să se joace, eu nu știu, din păcate. Mori. Efectiv doar mori. O să te las în pace pe tine. Nu o să te salveze nimeni. Îți promit. Am și un jump mai puternic sau? Cred că nu. Man, sunt foarte praf. Sări jos. Mori.
A scăpat unul? Bă, stai să-mi pun căștile cum trebuie. Se aud ce pașii mei foarte tare. Uite-l. Come on, ești mort. Mori. E foarte... Oh my god. Păi part, da, o sper sigur, dar măcar v-am arătat harda, you know. Oh my god, cât de mulți sunt! Mori! Ai murit, nu te mai agita. Ăștia-s pe aici, cred. Da. Și-au dat revive. O să te omor pentru că ei dat revive. Uite, na. Că-i dat un revive, o să mori tu acum. Aie, păi, se chiar joacă bine. Respect pentru ei. Dar tu vreau să mori, că m-ai enervat. Uite așa. Bang. Uite-l și pe ăsta. Mori. Mersi. Cred că cineva încă-l trage. Fuck. Fuck, m-am dus prost. Oh, nu. Cred că o să câștige. Cred că au câștigat. Damn it. Oh, nu, nu o să scap, nu o să scap. Ok. Păi am aim de ce se, nu știu de ce face asta. E că, come on. Cineva trage de aici. Îi văd pașii. Știi, te cam văd, adică... Bă, ce scheme îmi fac ăștia, mă, și sunt niște copilași. Come on, nu. Nu o să scap de mine, trebuie să te omor. Doar trage în el. Și o să moară. L-am luat. Ideea e că e foarte greu, sincer. Tu oricum o să mori. Nu mai ai nicio șansă. Am câștigat? Wait. Am avut 29 de kill-uri, to be honest. Cred că am câștigat. Nu? Adică ei n-au scăpat, practic. S-au scăpat? Unu sau doi? Nu-mi dau seama, spuneți-mi în comentarii dacă am câștigat sau nu sau dacă să rămas până aici, dar sper să vă bucurați de acest episod, că o să fie unul mai lung. Ce nebunie a fost, sincer, n-am vorbit foarte mult pe parcurs, dar a fost o nebunie. Probabil am pierdut, dar gen... Anyways, v-am arătat harta și am făcut 30 de kill-uri cu Huggy Wuggy, gen... Come on, hai să vedem și ăsta și după încheiem. Asta nu e mâna lui Boxy? Defied all odds. The first of many, naturally. You have proven my bigger body's initiative a success. Many doors have opened today, thanks
sense to you. Now, we need to start taming that appetite of yours to flush. Where to start? Cred că o să vină un episod de secrete. Nap. Oh. Păi să dau și full screen. Și cred că aici se termină. S-ar putea să ne dea gen mai multe VHS-uri pe cât treci timpul și evenimentul merge. Dar da, cam asta a fost și cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. M-am jucat și eu la mișto, bine că am picat monstru și am urmărit puțin pe ea. Îmi pare rău că n-am vorbit foarte mult sau că am pierdut, dacă am pierdut. Dar da, la 150 de like-uri o să facem următorul episod. Iar până să-l facem, eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!